Au trecut 100 de zile de când este domnul Klaus Iohannis președinte. Băi, nici nu știu când au trecut, pe bune. Atâta agitație, atâta nebunie, atâta adrenalină. Pac, s-au dus 100 de zile ca vântul. Nu, trec repede zilele, ani, lângă un om care e în continuă acțiune, care trăiește fiecare clipă ca și cum ar fi ultima, nu? Vai de mine, vai de... Băi, ce frumos, mă, ce înălțător, așa. Ia gata, liniște, că acum ne spune ce a realizat. Bune, domnule Iohannis, nici acum la 100 de zile nu ne spuneți și nouă două vorbe acolo. Ne-ați scris pe niște cartoane mici, așa, să ne stricăm și ochii. Oricum n-am avut timp să citim tot. Nu, serios, domnule președinte, vă e rușine cu noi, domne? Nu vi se pare potrivit să ne mai vorbiți? Ne scrieți pe bilețele? Ne detestați? E ceva ce nu vă place? Mâncăm cu mâna, nu ne spălăm pe dinți, punem bancuri de rahat. Ce-i cu noi, domnule Iohannis? Spuneți-ne că noi am făcut tot ce ne-ați cerut. Pe bune, dacă după 100 de zile ne tratați așa, păi în 5 ani de mandat o să ajunge să ne plezniți, domne. Ia mă, ia mai, pune niște poze de alea cu șeful. O sută de zile, domnul Iohannis. Pe bune, la cât ați fost de cuminte, nici nu știu de ce v-au ținut atât. Adică n-a puteau să vă elibereze după 2-3 ani din pedeapsă.